Organizarea spațiului de învățare. 10 obiceiuri bune. Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 6-a. Bună, eu sunt Tudor, elev în clasa a 6-a și azi vă voi prezenta câteva idei despre organizarea spațiului de învățare. Te-ai gândit vreodată că spațiul de învățare te poate ajuta sau, dimpotrivă, te poate împiedica să înveți? Eu am aflat de curând și nu vreau să țin secret, așa că vă voi spune și vouă. Gândește-te la cei trei colegi care au mereu banca plină de lucruri inutile în timpul orelor. Sper că tu nu ești unul dintre ei. De cele mai multe ori și acasă se întâmplă la fel. Au masa de lucru în dezordine, iar camera arată ca după o explozie într-un magazin de jucării. Iată ce spun specialiștii. Spațiul în care înveți trebuie să fie bine organizat, fără elemente care te-ar putea distrage. Un spațiu confortabil și ordonat te ajută să te concentrezi mai mult timp și mai bine. Un spațiu dezordonat care nu îți asigură confortul poate duce la oboseală și stres, iar învățarea poate fi compromisă. Când există prea mulți stimuli, creierul nu se poate concentra asupra sarcinilor de învățare. Gândește-te puțin la camera ta sau locul în care înveți. Tu ce elemente care te pot distrage ai în apropiere? Probabil ți-ai amintit de telefonul pe care îl ții pe birou atunci când înveți, sau poate de televizorul care este pornit. Poate chiar cărți sau reviste, cărți de joc sau mâncare. Iată 10 obiceiuri bune care te pot ajuta să înveți. E bine să înveți în fiecare zi în același loc dacă este posibil. Învață pe cât posibil în același interval orar. Aerisește camera înainte de a începe să înveți. Elimină distractorii. Închide telefonul sau cel puțin mută-l în altă cameră. Oprește notificările pentru aplicații și închide televizorul. Închide ușa și geamul pentru a elimina posibile zgomote care ți-ar putea distrage atenția. Pune pe birou de la început doar cele necesare ca să eviți să te ridici, să îți cauți lucruri după ce ai dat startul învățării. Găsește cea mai confortabilă poziție. Ei, nu chiar așa. De exemplu, acest scaun ar fi perfect. Pe cât posibil învață în intervalul în care ai lumină naturală și, dacă se poate, lumina să vină din partea stângă. Este important să te simți bine în spațiul în care înveți, așa că poți să-l personalizezi. De exemplu, poți pune un citat preferat într-un loc vizibil, un poster cu artistul sau sportivul preferat sau alte elemente care ți se potrivesc. Dacă înveți în același spațiu cu fratele sau frații tăi, puteți decide amenajarea spațiului împreună. Fă cunoscut familiei programul tău de studiu ca să fii sigur că nu vei fi deranjat. Să vedem ce ai descoperit! Tu câte obiceiuri bune ai deja? Dacă le ai pe toate, este foarte bine. Dacă ai mai puține, nu îți fă griji. Poți lucra la asta, mai ai timp. Succes tuturor!